Fratele noștri, haideți să facem o rugăciune pentru că ne-a stat Dumnezeu panaița. Îți mulțumim, Tată din ceruri, prin Iisus Hristos, pentru sprijinul și ajutorul Tău. Pentru că ne-a ajutat acest corp este făcut al fratele Martin, la locul acesta de tăcere, până la vreme când la trâmbița ta de barasona și morți vor învia nesupuși putrezirii. De aceea fii cu noi pe aceste clipe, până ca să fim atenți la cuvântul tău care va fi citit și în ograda aceasta a tăcerii și inimile noastre le deschidem pe larg la cuvântul tău, ca să luăm cuvântul tău ca învățătură pentru viața care tu ne mai vei îngădui-o pe acest pământ. Iar în toate numele tău să fii mărit în veci. Amin. Amin. Iar Dumnezeu a pregătit locașul acest sfânt, oraș de aur peste tot, cum nu e de câteva versete din ultima carte a Bibliei, Apocalipsa, capitolul 7, de la versetul 9. Apocalipsa, capitolul 7 și de la versetul 9. După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe cu ramuri de fenici în mâini. Și strigau cu glas tare și ziceau:
Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe scaun de domnie și amelului. Și toți îngerii stăteau împrejurul scaun de domnie, împrejurul bătrânilor și împrejurul celor patru faturi vii. Și s-au aruncat cu fețele la pământ în fața scaunului de domnie și s-au închinat lui Dumnezeu. Și au zis, amin, a Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Amin. Și unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis, aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare și de unde vin? Doamne, i-am răspuns eu, tu știi. Și el mi-a zis, aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Pentru acestea stau ei înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu și îi sluzesc zi și noapte în templul lui. Cel ce ședea pe scaun de domnie, ce șede pe scaun de domnie, își va întinde cortul peste ei, cortul lui. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, nu-i va mai dogori nici soarele, nici vreo artă aștept, căci mielul care stă în mijlocul scaun de domnie va fi pastorul lor. Îl vor duce la izvoarele apei vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrime din ochii lor. Amin. Dragii noștri, Domnul Iisus Hristos arată niște evenimente importante apostolului său, Ioan, apostol dragostei, care din pricina cuvântului Dumnezeu este dus pe insula Patmos în exil pentru că se lepede de credință, să se lepede de Hristos. Dar acolo Dumnezeu lucrează minunat și arată ce va fi în viitor. Arată cum va veni Fiul omului. Arată cum biserica lui Hristos va fi răscumpărată și dusă în slavă. Și aici el vede, Dumnezeu arată între vedenie aceasta mare și scrie acestea versete pentru îmbărbătarea celor credincioși. Să știți un lucru, dragii mei, că până la 300 de ani, biserica lui Hristos, credincioșii au fost tare prigoniți, au fost omorâți, au fost aruncați la fiare, au fost răstigniți, arși pe rug, din pricina mărturiei lui Iisus Hristos. Și acum Dumnezeu arată aceste evenimente ca să le îmbărbăteze, să le încurajeze. Și Ioan vede pe cei care au mers în urma lui Iisus, care au suferit, și vede o gloată care nu se putea număra. Nu știm numărul, poate Tatăl din cerul cred că le știe, dar Ioan spune că nu se putea număra, îmbrăcați în haine albi, fericiți. Acum spune că ei se închinau și cântau cu glas tare și ziceau, mântuirea este a Dumnezeului nostru și a mielului. Cine este vorba despre mielul? Mielul este Iisus Hristos, care simboliza mielul din vechime, care se ducea jertfă pentru iertarea păcatelor a oamenilor care le făceau. Și acesta era simbol, că trebuia să vie Fiul lui Dumnezeu ca un miel să moară pe cruce, pe Golgota, în chinuri grele ca să ne aducă nouă răscumpărare. Și acum ei cântau cântarea aceasta frumoasă, minunată. Și spune că atunci, spune că ei stăteau împrejurul scaunului de domnie. Și nu numai ei, dar îngerii lui Dumnezeu. Erau hierovimi, starții care erau acolo și se închinau înaintea scaunului de domnie, unde stătea Dumnezeu în mareția lui și în slava lui. Și acum unul din bătrâni ia cuvântul și întreabă pe Ioan, cine sunt oare aceștia îmbrăcați în haine albe? Și el spune, Doamne, eu nu știu.
Și el le spune, aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele în sângele mielului. De aceea au ajuns ei aici. Dragii mei, vreau să vă spun că nu-i vorba de hainele acestea, le murdărim, că cumpărăm poroșoc, este vorba de viața noastră, este vorba de cugetele noastre, că numai prin Iisus Hristos putem fi spălați și curățiți. Numai dacă venim la El aici pe pământ, venim cu căință înaintea Lui, El are putere să ne curățească, să ne asfințească. Odată s-a întâmplat o întâmplare. Au adus un bolnav paralizat la Iisus Hristos. În casă era plin, bătut, ușile nu putea să pătrund. Oamenii cei care l-au adus au spart acoperișul, l-au dat în fața lui Iisus în casă și Domnul Iisus Hristos spune că iertate-ți sunt păcatele, credința ta te-a mântuit. Dar aceilalți care erau acolo spune că cine este omul acesta de să apucă să ierte păcatele. Dragii noștri, la Dumnezeu de a face o vindicare, de a învia morții, nu-i problemă, că El este Dumnezeu atotputernic, El dă viață. Dar a ierta păcatele, nimeni nu avea putere aceasta, că toți suntem păcătoși, toți oamenii sunt păcători. Numai unul Iisus Hristos, care vine din fire dumnezeiască și ia trup omenesc prin Fecioara Maria, El unicul care avea dreptul acesta și, într-adevăr, a zis cu toate autoritatea că iertate sunt păcatele. Dar Iisus le spune, ca să a zice omul acestuia, scoală-te, ridică spatul și umblă, nu-i problemă pentru Dumnezeu, dar e problema cine va ierta păcatele. Și El este acela miel care s-a născut, a venit să moare pe Golgota, pe cruce, să iei păcatele asupra Lui. Și spune oamenilor de atunci că Fiul omului are putere aici pe pământ să ierte păcatele. Ție zic, slabănogule, scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Și omul acela s-a vindecat numai decât. Observați, aici pe pământ, Domnul Iisus a spus, și în două locuri este, aici pe pământ, noi trebuie să căutăm împăcare cu Dumnezeu prin Fiul Său Iisus Hristos, prin credință, prin pocăință. Când vom ajunge în fața tronului, deja să fim spălați prin sângele mielului, prin sângele lui Iisus Hristos. Și de aceea, aici Ioan descrie că pentru aceasta ei stau înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu și slujesc zi și noapte în templul lui. Și mai spune că nu le va fi foame, nu le va fi sete, nu va deguri, ci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie îi va fi pastorul lor, îi va duce la izvoare de apă vieții. Slăvit să fie Domnul! Domnul să ne ajute la fiecare să căutăm împăcare aceasta cu Dumnezeu. Care nu v-ați împăcat, grăbiți, dragii noștri, pentru că nu știm ziua de mâine dacă va fi a noastră. Grăbiți pentru că după moarte nu vă poate ajuta nimeni. Nu vă poate, nici nu știu cum Scriptura nu ne arată lucrul acesta. Dacă ar fi, îmi face, dar nu. Este scris, pe drum când ești, te duci la judecată, caută să te împace cu părâșul tău. Că suntem în viață să căutăm, dragii noștri, ca după ce trecem de aici, va fi prea târziu. Și Dumnezeu să ne ajute cu toți să ajungem acolo în fața scaunului de judecată. Și mielul, Domnul Iisus să fie pastorul nostru, căci El ne va conduce la apele vieții. A Lui să fie slava și mărirea. De aceea Dumnezeu să binecuvinteze rudenile care sunteți. Gândiți-vă adânc că fratele acesta a fost un om înțelept, care a luat Scriptura, a citit-o, a cercetat-o și a înțeles că numai prin pocăință, prin credință, prin a face botez, cum a spus Iisus Hristos, prin credință, în așa să ajungem la mântuire
la împărăția Dumnezeu. Dumnezeu să vă ajute să faceți și voi pasul acesta, ca să fim cu El în bucuria sa veșnică și cu fratele Parfin și cu toți cei care au mers înainte, noștri părinți, care au fost credincioși și au crezut în Domnul, să ne putem bucura acolo în bucuria sa veșnică. Amin. Amin. Și acum, dragii noștri, veți lua rămas bun, ultima sărutare și noi vom da secriul aici în groapă, vom face o rugăciune încă și cu aceasta se va sfârși serviciul de mormântare. Corva.